Salut! În acest clip vreau să vă arăt de ce criptomonedele nu pot fi considerate bani încă și accentuez pe încă. Da, știu că este un subiect controversat, dar o să-mi asum riscul. Am discutat în unul din clipurile trecute despre funcțiile banilor, adică despre condițiile pe care banii trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați bani. Prima era cea de etalon măsurare, adică cea prin care banii pot să evalueze orice activitate umană. Pot criptomonedele să îndeplinească această funcție? Ei bine, nu, deoarece sunt foarte volatile, adică prețul lor crește și scade cu valori foarte mari în perioade foarte scurte de timp. Acest lucru obligă criptomonedele să aibă nevoie de o altă monedă intermediară care să facă legătura între ele și mărfuri. Cu alte cuvinte, pentru a ști care este prețul, în Bitcoin de exemplu, al unui apartament, trebuie să știu prima dată care este prețul apartamentului în lei sau în euro sau în dolari, iar apoi să-l echivalez cu prețul în Bitcoin. Să nu uităm că au existat fluctuații chiar de 20.000 de dolari într-o perioadă de 2 săptămâni în prețul Bitcoinului. Nici funcția de plată și nici cea de schimb nu pot fi pe deplin satisfăcute. Da, există posibilitatea de a plăti cu criptomonedă sau de a transfera criptomonedă, dar aceste tranzacții sunt limitate. O să mai treacă ceva vreme până când infrastructura agenților economici o să permite universalizarea tranzacțiilor cu criptomonede. Ajungem la cea de-a patra funcție, cea de economisire, adică de păstrare a valorii. Aici lucrurile sunt discutabile. În mod normal, economiile sunt protejate față de risc. Cu alte cuvinte, depozitele bancare sunt garantate până la suma de 100.000 de euro. Păstrarea banilor în criptomonede implică un risc, uneori chiar un risc ridicat, și este văzută mai degrabă ca o investiție decât ca o formă de economisire. Evident că acest risc ridicat aduce beneficii pe măsură, adică 100 de dolari investiți în Bitcoin acum 10 ani ar fi adus la momentul editării acestui clip aproximativ 50.000 de dolari, pe când un depozit bancar cu cea mai bună dobândă, ar fi adus un profit de 30 de dolari. Dar să nu uităm că vorbim de economisire și de risc zero, nu de investiții. Deci, criptomonedele nu pot încă fi considerate bani. Created using Powtoon.